Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Cariera cu Politehnica Iași. Avem meci cu voluntari în deplasare. Voluntari care se află pe penultimul loc cu doar 8 puncte. Și aceasta este echipa cu Lazar în poartă, în apărare cu Balint, Rusu, Frăsinescu și Cabral. La mijlocul terenului cu Brevel, Mihalache de Iriondo. În atac cu Popadiuc, Dumiter și Platini. Și haideți să dăm start la meci. Cabral, Mihalache, Brevel cu șutul în blocaj. Mihalache cu șutul prinde la vin. Mailat, în careu. Eric, scăriță. Am scăpat. A dat pe lângă. Mihalache vine cu șutul, prinde la vin. Ilie, acum șut, scoate Lazar. Balint, Breveld. Dumiter. Platini joacă la Dumiter, șutează și gol. Iașu deschide scorul, minutul 45 prin Dumiter. Eric cu șutul, gol, ne egalează voluntari. Căpățână. Ilie cu șutul pe lângă poartă. Dumiter pentru Popadiuc. Popadiuc nu este în offside. Popadiuc, Dumiter cu șutul, scoate portarul. Platini șutează pe lângă poartă, incredibil cum a dat. Grădinarul iese, Lazar. Se termină meciul doar egal cu voluntari, din păcate. Și urmează meciul cu FC Argeș. Un meci pe care îl vom simula chiar acum. Și 0-0 cu FC Argeș. Din păcate nu am reușit să câștigăm nici acum. Și acum avem cu Clinceni. Clinceni pe locul 11. Să sperăm că vom reuși victoria. Și câștigăm 2-1. Vanzo ne aduce victoria în minutul 88. Foarte bine. Însă cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Până data viitoare, toate cele bune, pa, pa.